Marcel Ghergu ocupa funcția de președinte al Chindiei Târgoviște din anul 2014, când echipa se afla în Liga 3-a. De atunci, clubul a promovat în Liga 2-a și apoi în 2019 în Superligă, de unde a retrogradat direct la finalul acestui sezon. We'll be back. În această seară am convocat o întâlnire a adunării generale a acționarilor AFC Chindia Târgoviște. Așa după cum am anunțat că voi face, am propus acționarilor o discuție sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în Superliga României. Având în vedere că Marcel Ghergu și-a anunțat demisia după ședința AGA alături de ceilalți asociați, voi demara discuțiile necesare pentru aducerea unui nou președinte, al cărui obiectiv primordial este construcția unui staff și a unei echipe care în sezonul competițional 2024-2025 să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. Dâmbovița merită o echipă pe prima scenă și azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucție a Speranței, a scris Corneliu Ștefan pe pagina sa de Facebook. Marcel Ghergu ocupa funcția de președinte al Chindiei Târgoviște din anul 2014, când echipa se afla în Liga 3-a. De atunci, clubul a promovat în Liga 2-a și apoi în 2019 în Superligă, de unde a retrogradat direct la finalul acestui sezon.